Binecuvântări deosebite, o după amiază frumoasă și profitabilă este ceea ce vă doresc și îmi doresc pentru acest studiu intitulat Grămezi de oameni veniți la Târgul Deșertăciunilor. Știți că este un obicei ca oamenii să se ducă la târguri. Înainte erau și mai multe târguri, acum sunt magazinele, mega magazinele, dar în general încă se mai duc la târguri oameni. Există și un târg foarte mare, Târgul Deșertăciunilor. Ați fost pe acolo, ați vizitat. Desigur, se vinde nimic. Dar se vinde, nu se dă degeaba, măcar dacă se dă degeaba nimic. Se vinde nimic. Se vinde nimicul în forme diferite, diferit împachetată. Și e un studiu prețios care poate să ne aducă trezire, să vedem în altfel lumea în care trăim, să vedem în altfel viața, știți? Sunt clicurile pe care Dumnezeu, prin Duhul Său, le face la nivelul minții noastre cu ajutorul cuvântului Său și în sfârșit începem să înțelegem, să vedem în altfel lumea, să ni se ia poșghița, cataracta de pe ochi și să vedem mai clar lucrurile. Cu siguranță, dumneavoastră care ați studiat Biblia, ați întâlnit de mai multe ori cuvântul deșertăciune sau deșert. Da? L-ați întâlnit? L-ați întâlnit, da? Asta înseamnă că Biblia vrea să ne vorbească despre subiectul acesta. Cartea Eclesiastul îl conține cuvântul deșertăciune de foarte mult, de zeci de ori cuvântul deșertăciune. Apropo, faceți-vă un studiu, mai ales tineri care sunteți dornici să studiați Biblia, citiți cartea Eclesiastului și găsiți de câte ori este pomenit, folosit cuvântul deșertăciune. Înainte de a trece la studiu, la treabă, haideți să vedem dar ce înseamnă deșertăciune. E un cuvânt vechi, în alte traduceri, am tot mers pe vreo 20-30 de traduceri biblice să văd cum sună. Deseori, știți, în un alt cuvânt parcă sună în altfel. Și găsești multe alte cuvinte folosite care îți lărgesc spectrul de înțelegere. În orice caz, dacă întrebăm dicționarul, deșertăciunea ar însemna lipsă de valoare, de folos, lipsă de valoare, lipsă de folos, lipsă de importanță. Mai este și preocupare pentru lucruri nefolositoare. Ca sinonime este nimicnicie, și nimicnicie este de la nimic, nimicnicie sau zădărnicie, în zadar, zadarnic, degeaba, spunem noi, sau în van. Deci lipsă de valoare, lipsă de folos, lipsă de importanță, nimicnicie, zădărnicie, deșertăciunea provenind de la deșert, care are și un înțeles de fizica locurilor care sunt nelocuite, pustii, fără prea multă vegetație, dar care are și semnificația care nu conține nimic în interior. Deci când vorbim de un deșert, vorbim de ceva care nu conține nimic în interior sau lipsit de temei. Sinonime, foarte interesante sinonimele la deșert, este amăgitor și ireal, sau care nu conține nimic în interior. De aici provine și verbul a deșerta, a scoate întregul conținut dintr-un recipient. Adică, despre o sticlă putem spune, am deșertat conținutul, apa, după ce am golit ultima picătură, putem spune despre recipientul respectiv, nu conține nimic, este gol. Și de aici provine deșertăciunea și târgul. Acum, diavolul este administratorul, managerul târgului de deșertăciune. Și s-a gândit el cu mintea lui aprigă și răutăcioasă cum să-i facă pe oameni să se ocupe de nimicul, dar nu numai atâta. S-a gândit că ar fi bine să le și vândă, ei să dea ceva, să cheltuie ceva acolo, să-și cheltuie viața, energia și puterea. Știți că el e specialist în a vinde deșertăciune, adică încă o dată să specificăm că pe parcursul studiului vom folosi și sinonimă, pentru că undeva în mintea noastră poate un cuvânt ne pică mai bine. Vinde nimic, înțelegeți? Vinde, nu oferă.
Și dacă ar oferi nimic, ar fi tot. Că... Dar a vinde nimicul e o mare înșelăciune. Pentru că, în realitate, trebuie să ne dăm seama că diavolul nu are ceva să-ți dea. Nu are ceva real, nu are ceva bun, nu are ceva să-ți ofere. Noi citim despre el în Apocalipsa 12:9 că el este numit acela care înșală întreaga lume, pentru că trebuie să fie înșelăciune aici. Adică, haideți să ne gândim cum ne-am duce la târgul ăsta al deșertăciunilor și să cumpărăm nimicul. Niciun om rațional nu face lucrul acesta. Niciun om care ar vedea că e nimic acolo ce-ți dă el, nu i-ar lua nici degeaba. Cu atât mai mult se cheltuie pe el. Aici trebuie să fie un miez de înșelăciune. N-ar putea să vândă la târgul ăsta nimicuri decât dacă i-ar înșela pe oameni. El doar îți ia. Întotdeauna trebuie să știi când vorbești cu diavolul și vezi ofertă specială, ofertă specială, ofertă specială. Și îți mai vezi pe la magazine, ci că îți dă minute, măi, parcă ți-ar da minute de viață, știi? Îți dă minute și ce dai pe minutele alea? Că ce faci? Că alea nu ți le dă, ți le dă Dumnezeu minutele. Ți ia ceva, nu, niciodată nu îți dă. El doar îți ia, așa citim despre el, că hoțul, Ioan 10:10, nu vine decât, spune, înseamnă exclusiv. Să fure, să junghe și să distrugă, să prăpădească. Iisus a venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Iar Iisus a oferit-o gratuit și lumea nu vine. La târgul ăsta, să știți că sunt nu doar oameni din lumea aceasta, sunt o grămadă de creștini. Mergem și noi pe acolo să vedem. N-o fi ceva de cumpărat, n-o fi ceva să ne procopsească, n-o fi ceva de luat. Și să știți că întrebarea cea mare este, în 1 Ioan 5:19, știm că suntem din Dumnezeu și toată lumea zace în cel rău. Asta înseamnă că nu puțin sunt înșelați și nu puțin sunt. Grămezi de oameni sunt la târgul de deșertăciuri. Dar nu le-am cumpărat, nici nu ne-am duce pe acolo dacă am vedea cum stau lucrurile. Pentru faptul că nu vedem și mintea noastră nu ne ajută să vedem lucrurile acestea, tocmai de aceea este foarte frecventat și clienți sunt atât de mulți. Cum mai putea cumpăra nimic? Deșertăciune. Doar având o minte înșelată, o minte cu probleme, cu astfel de gânduri deșarte, inutile, lipsite de sens, fără valoare. Isaia 55:2 ne întreabă de ce cântăriți argint pentru un lucru care nu vă rănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Observați, înșelăciunea la mijloc. Că n-ai dat ceva care nu te satisface, care e nimic. Da? Știți de ce? De aici pornește problema. Psalmul 94:11. Domnul cunoaște gândurile omului. Știe că sunt deșarte. Deșarte, deșertăciune. Deșarte, deșertăciune. Cine ar putea cumpăra deșertăciune dacă nu unul care are mintea plină cu gânduri deșarte? În alte traduceri, Domnul cunoaște gândurile omului, știe că sunt deșarte, știe că sunt lipsite de valoare, scrie alte traduceri, gândurile omului, știe că gândurile lui sunt lipsite de sens. Tocmai de aceea, cu gânduri lipsite de valoare, lipsite de sens, golite, fără conținut real valoros, cu astfel de minte, sigur că vom cumpăra deșertăciunile. Deci marea problemă nu este doar a diavolului care oferă, te înșală și n-ar putea să te înșele dacă ai vedea, ai gândi corect lucrurile. Și ce face Biblia? Unul din marile servicii este ca să-i deschidă ochii omului. Să-i pune etichetele corecte pe fiecare lucru, pe viața lui, să înțeleagă ce-i valoros și ce nu este. Să-i dea discernământul de care are nevoie. Am Psalmul 4:2, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni. Știți ce este minciuna? E un alt cuvânt tot pentru deșert. Știți că e virgulă și veți iubi, aveți umblat după minciuni. Minciuna este ceva ce nu există, deci minciuna e nimic. Deșertăciunea este tot nimic. Până când veți iubi, cât timp veți iubi iluziile, o altă traducere, cât timp veți iubi inutilitatea, cât timp veți iubi ceea ce este lipsit de valoare, sunt alte traduceri. În loc de deșert, lipsit de valoare, inutilitate, dar merge și iluzii. Că ați văzut, un sinonim este amăgire, iluzie, ireal. Până când vei iubi lucrurile astea care n-au nicio valoare și nu există? Da?
De ce am ajuns așa? Cum ajungem să fim înșelați și toată lumea să cumpere, să-și ofere viața și tot ce au pentru nimic? Nu, asta este culmea, să te duci și să vii acasă cu o pungă goală și să spui că ai dat toți banii pe ea, că ți-ai dat sufletul, timpul tău pe așa ceva și când toată lumea te-ar socoti mințit, înșelat, ar avea compasiune față de tine, că ești un terminat, nu vezi lucrurile. Dar lucrurile acestea se întâmplă pentru faptul că oamenii au gândurile deșarte, inutile, lipsite de valoare, iubesc iluzii. Sunt înșelați. Înșelăciunea e o chestie de a nu vedea corect lucrurile. De ce am ajuns așa? În Isaia 59:1, nu, mâna Domnului nu-i prea scurtă să mântuiască, nici urechea lui prea tare să nu audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Niciunul nu-i place dreptate, niciunul nu judecă cu dreptate, ei se bizuiesc pe lucruri deșarte. Spune adevărul, zămislez răul, n-ați nelegiuirea. Se bizuie pe lucruri deșarte, dar de ce în experiența aceasta? Ne punem încrederea pe ce deșert, încă o dată spun. Este inutil, fără valoare, minciună, ireal, nu există, e nimic. Cum să-ți pui încrederea sau să te sprijin pe nimic? Da? De ce am ajuns aici? Și spune, pentru că ne-am despărțit de Dumnezeu prin păcat. Te desparți de Dumnezeu, mintea ți-o arasna. Diavolul te înșală și nu mai vezi lucrurile cum sunt. Începi să ai gânduri lipsite de valoare și îți frămânzi mintea și gândești și desigur că vei fi la târgul lui cumpărând deșertăciunile. În Eclesiastul 7:15 tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Eclesiastul 7:15, o altă traducere, în această viață lipsită de sens am văzut tot felul de lucruri. În viața mea zadarnică am văzut tot felul de lucruri. Viață lipsită de sens. Înțelegeți, oamenii, ce viață duc? Ce viață ajungem să ducem când nu vedem clar lucrurile? O viață lipsită de sens. O viață fără valoare. Despărțiți de Dumnezeu, care este sursa adevărului și fără El nu se poate vedea corect și înțelege corect. Ce am putea să facem? Imaginați-vă ce facem fără ca să avem lumină și adevăr. Despărțiți de Dumnezeu. Cine o să ne spune când apărăm, deschidem și noi ochii în lumea asta? Ce e bine să facem? Ce să alegem? Cu ce să ne ocupăm timpul? Cum să ne trăim viața asta trecătoare? Cine o să-ți spună? Pentru că lumea zace în cel rău. Zace în el. Adică este muribundă, bolnavă. Așa spune și Solomon, Eclesiastul 6:10, ce omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că e din pământ și nu poate să se judece cu cel care este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, și am vorbit foarte mult, care doar înmulțește deșertăciunea, înțelegeți, foarte multe cuvinte în realitate nu exprimă decât goliciunea noastră, ce folos are omul din ea, din atâta vorbărie? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră, alte traduceri pe care le cheltuiește ca o umbră. Și merge bine la tema cu târg. Omul cheltuiește viața, dar ce este bine pentru om în viață în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă? Și cine poate spune omului ce va fi după el, care e viitorul sub soare? Observați că despărțiți de Dumnezeu cu o minte deșartă, cine ne poate spune ce este bine să facem în această viață scurtă? Nu este de mirare că ne cheltuim. Pe ce? Pe ceea ce ne dă diavolul, cumpărăm de la el. Ce are de dat? Nimic. Nu are de dat nimic și totuși ne înghesuim acolo, cozi imense, buluceală, îmbulzeală. Doar Dumnezeu, prin intermediul cuvântului său și cu cât l-ar lua bietul om, fiul al omului apărut pe pământul ăsta mai devreme, ar putea să ilumineze ca să capete sens. Altfel e viețuire deșartă, e viețuire fără sens, fără valoare. Nimic pentru nimic.
Doar Dumnezeu, prin intermediul cuvântului Său plin de lumină, ne poate descoperi cum e lumea, ce e important, ce e lipsit de sens, valoare, ce e deșert și ce e bun cu adevărat. Eclesiastul începe cartea O deșertăciune a deșertăciunilor. Zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Ce-ți folos? Versetul 3, are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare. Versetul 14, am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. New International Bible, o altă traducere, fără sens, fără sens, spune învățătorul, că Eclesiastul se poate traduce și învățător sau predicator. Fără sens, fără sens, complet lipsit de sens, totul e lipsit de sens. Adică în lumea în care trăim, n-are sens. Biblia standard creștină, inutilitate absolută, spune învățătorul, inutilitate absolută, totul e inutil. Versiunea engleză contemporană, nimic nu are sens, totul este un nonsens, am văzut totul, nimic nu are sens. Biblia engleză New Heart, vanitatea deșertăciunilor, spune predicatorul. Adică, cum își începe el, învățătorul, eclesiastul sau predicatorul, că asta înseamnă? Începe cu o concluzie și după aia dezvoltă, enumerând foarte multe nimicuri, deșert, gol, lipsit de valoare. Și el încercând să înțeleagă lumea din prisma oamenilor, știi cum se trăiește pe pământul ăsta, fără Dumnezeu, da? Nimic nu are sens, totul e lipsit de valoare, totul e un nonsens. N-ai ce să e, totul gol, totul e deșertăciune, totul e inutil, totul e complet lipsit de sens și de valoare. La un moment dat spune vanitatea deșertăciunilor, adică ne mândrim cu nimic. Știți? Nu-i de mândrit nici cu dacă ai avea ceva, dar nu ai. În primul rând, de unde începe deșertăciunea? Omul în sine însuși, adică rupt de Dumnezeu, ce suntem noi? Ce-i viața noastră? Da? Cu ce suntem diferiți decât animalele, spre exemplu? Cu ce-i mai mult decât un animal? Nu? Moare ca Solomon, încercând să înțeleagă și să vadă, a văzut și deșertăciunea aceasta. În Psalmul 62 cu 9, David spunea, da, o nimic sunt fii omului. Adică, ce sunt fii lumea? Aici spune o nimic ca sunt fii omului. Minciună sunt fii omului. Minciuna este un alt cuvânt tot pentru nimic. Știi că este adevărul care e. E ceva adevărat. Lucrul ăla e adevărat pentru că există. E real, da? Minciuna ce este? Este o pervertire a adevărului, nu e nimic, este doar o negare a adevărului, ea în sine nu este nimic, de aceea spune minciună sunt fii oamenilor, nimic sunt fii omului, puși în cumpănă toți ar fi mai ușor decât o suflare. Și Solomon spune, Eclesiastul 3 cu 19, că soarta omului și a animalului, a dobitocului este aceeași, aceeași soarta oamenilor, cum moare unul, așa moare și celălalt, toți au aceeași suflare sau respirație. Iar omul nu trece cu nimic pe dobitoc, că și totul e deșertăciune. Observați, deșertăciunea începe de aici, că oamenii nu se gândesc în primul rând ce-i viața mea. Nu vorbesc de Dumnezeu, nu vorbesc de veșnicie, nu vorbesc de ce potențial îți și ce sens îți dă Dumnezeu. Gândindu-ne la viața noastră, ce suntem, mă, decât, ați văzut, respiri și s-a dus și după aceea ce este? E lemn, e putred, l-ai băgat în pământ, a putrezit, deja putrezește în câteva zile. Cu ce e diferit animalul decât tine, că și el tot este cât respiră? Totul se rezumă la o simplă respirație pe care nici măcar nu o poți ține. Și gândindu-ne la exact ce suntem în sine însuși, fără Dumnezeu, nu e atât de nonsens. Ce te zbați atâta când totul se rezumă la o respirație ca și animalului care se duce? Da? A New International Version, cu siguranță, soarta ființelor umane este ca acea animalelor, aceeași soartă îi așteaptă pe amândoi, cum moare unul, moare și celălalt, toți au aceeași respirație, oamenii nu au niciun avantaj față de animale, totul e lipsit de sens. În Brenton Septuaginta Translation și există o singură respirație pentru toți. Și ce are omul mai mult decât bruta? Nimic, căci totul este deșertăciune. În Biblia 2 Reims, de aceea moartea omului și a fiarelor este una și starea amândouă este egală. Cum moare unul, așa mor și ele.
Toate lucrurile respiră la fel și omul nu are nimic mai mult decât fiare. Toate lucrurile sunt supuse deșertăciunii. Deci încă de aici am putea să ne gândim, domne, ce-i de capul nostru, știi? Dacă totul se rezumă la o respirație, cum respira animalul și moare și nu mai vânde nimic, ajunge țărână, la fel ajungem și noi. Fără Dumnezeu nu are nicio valoare totul. Nici tu în sine însuți nu ești mai mult decât țărână și te întorci în țărână fără suflarea aia care nici aia nu e a ta. Da? De aici începe deșertăciunea. Când Solomon a examinat viața oamenilor, i s-a părut un nonsens, că nu are sens viața aceasta, în lumea aceasta. Fără Dumnezeu, existența omului este deșertăciune, inutilitate, fără niciun sens. Știți când capătă totul sens? Singurul sens care ar putea, că altfel te gândești ce fac, mă, respir de câteva ore, alerg, mă însor, mor și gata, am dispărut. Nu? Ce sens are toată chestia, viața asta a omului? Capătă sens doar cu Dumnezeu. Doar Dumnezeu îi dă sens vieții noastre. Și fără El n-avem nicio valoare, că nu suntem decât țărână. Dom'le, de aceea materialul din care a fost luat a fost țărână, n-a fost aur, praf de diamant. A fost țărână pentru că să ne aducem aminte că fără El e totul deșert. Dar cu El, 1 Corinteni 3:16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Capătă în sfârșit sens țărâna, că altfel e deșertăciune și nu avem mai mult. Să știți, respirația noastră nu e diferită decât respirația animalului. Și el respiră, când nu mai respiră s-au dus, așa cum ne ducem și noi. Dom'le, de aceea Solomon, examinând cantitățile astea, a găsit echivalență. Dom'le, nu suntem mai mult decât animalele în ceea ce privește respirația. Asta e deșert. Căpătăm valoare dacă Duhul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu locuiește în noi. A doua Timotei 1:9, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Observați, capătă sens existența noastră prin faptul că vestea cea bună ne descoperă faptul că, acceptându-L pe Dumnezeu în viața noastră, El ne aduce viața și neputrezirea. Ne aduce veșnicia, perspectiva veșniciei, fără de care nu suntem mai mult decât brutele, decât animalul. Dacă ne rezumăm viața noastră doar gândindu-ne cum să întreținem trupul acesta și respirația aceasta, e totul un nonsens. Nu are niciun sens viața ta și a mea. E zero. E o luptă de pomană. Pentru că într-o bună zi respirația va dispărea tot așa de ușor ca unui animal, cu nimic mai mult. Capătă sens doar dacă ai ceva în țărâna asta. Dacă această țărână se transformă într-un templu al lui Dumnezeu și datorită locuirii lui Dumnezeu ni se descopere perspectiva veșniciei, a valorii. Ceea ce dă valoare țărânii este Duhul lui Dumnezeu. Dacă l-avem, dacă înțelegem, dacă ne rezumăm la acea lume, la zbaterea pentru întreținerea doar a respirației, e un nonsens. Nu găsești sens pentru viața aceasta. Este uimitor ce are diavolul de vândut la târgul lui de nimicuri. Hai să ne vedem, pentru că avem o problemă, știți? Dacă avem gândurile deșarte, dacă gândurile noastre sunt nimic, normal că vom cumpăra nimic. Și de aceea singura șansă este ca Dumnezeu să spună etichetele și să spună și ăsta e nimic. Și ăsta este nimic, și ăsta e fără sens, și ăsta e lipsit de valoare. În primul rând, știți ce vinde diavolul? Dacă el vinde cam de tot și cam nimic, știți? Diversitate de nimicuri. Nu, dacă e nimic, poți să-l diversifici. Ce este uimitor e că diavolul vinde oamenilor chiar și Dumnezei, la care să se închine și pe care să-i venereze. Dar știți cum el dă nimic? Înseamnă că și Dumnezeii pe care îi oferă oamenilor sunt tot nimic, inutili. Ar trebui să avem grijă să nu cumva să venerăm un Dumnezeu inutil. Ieremia 10:3, căci obiceiurile popoarelor
Obiceiurile popoarelor sunt deșarte, alte traduceri lipsite de valoare, zadarnice, amăgire în altă traducere. Obiceiurile popoarelor nu sunt nimic într-o altă traducere. Vă dați seama că tot aud, știi, lumea, să ținem la obiceiuri. Să ții la obiceiuri, adică să ții la lucruri fără valoare, la nimicuri, la amăgire să ții, să te iei și tot mereu, să tot lungim lanțul deșertăciunilor. Tai un lemn din pădure, mâna meșterului lucrează cu săcura, îl împodobește cu argint și aur și îl țintuiesc cu cuie și ciocane ca să nu se clatină, îl pune pe perete. Dumnezeii aceștia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveți. Dacă păsărea l-avea minte și să-și dea seama că la ei nimic nu s-ar speria. Sunt unele chiar deștepte, nu se mai sperie de sperietori. Pentru că nu au de ce să se sperie, că aia e doar o amăgire, o păcăleală. Nu le urmărește nimeni, omul nu are timp să stea cu gorul de castraveți peste doi și pune atârnă acolo o sperietoare care e o mortăciune, e un manechin. Înțelegeți? Dumnezeii făcuți de oameni și vânduți de satana sunt tot manechin. Nu vorbesc în duș de alții pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei căci nu pot să facă niciun rău și nu sunt în stare nici să facă vreun bine. Adică, cu alte cuvinte, să ajute pe cineva. Niciunul nu e ca tine, Doamne. Mare ești tu și mare este numele tău prin puterea ta. Căci cine să nu se teamă de tine, împărate al neamurilor? Ți se cuvine teama căci între toți înțelepții neamurilor și în toate împărățiile lor nu este nimeni ca tine. Toți la oaltă sunt proști și fără minte, știința idolilor nu e decât deșertăciune, e lemn. Iată alte traduceri, dar ei sunt cu totul lipsiți de sens și nebuni, instruiți de idol fără valoare, făcuți din lemn. O doctrină a deșertăciunilor, deci există doctrina deșertăciunilor, învățături de la idoli. Cum să te învețe o bucată de lemn? Cum să te ajute o bucată de lemn? Vă aduceți aminte că doreau să se închine lui Pavel și lui Barnaba. Făcuseră o minune, da? Și gata, să-i aducă jertfe. De-abia i-au oprit. Și în fapte 14:15, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Sau cu aceleași slăbiciuni, în altă traducere. Noi vă aducem o veste bună să vă întoarceți de la lucrurile acestea deșarte. Deșert înseamnă nimic, fără valoare, fără importanță, golit de conținut. Să vă întoarceți la Dumnezeu cel viu care a făcut cerul și pământul, marea și tot ce este în ele. Să vă întoarceți de la aceste lucruri inutile. Ar trebui să ne gândim că dacă avem mintea de nimic și cu gânduri deșarte, adică lipsite de valoare, de importanță, goale, s-ar putea să cumpărăm și un Dumnezeu de genul acesta, tot inutil, care nu-i mai bun decât gândurile noastre goale. Desigur, la târgul diavolului se găsesc o grămadă de lucruri, care sunt deșertăciune, adică nimicuri. Da? Matei 4:8, diavolul a dus pe Iisus pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina în mie. Știi? I-a arătat strălucirea lor. Era un tip care vizitează, mă rog, lumea și face tot felul de emisiuni. Mă rog, se ocupă cu a arăta părți pozitive și negative de întreaga lume. Și omul zice, doresc să fiu onest și echilibrat și vreau să arăt nu doar ce se știe, vreau să arăt lucrurile exact cum sunt acolo. Și a arătat Dubaiul, știi? Dubaiul în care toți oamenii strălucire, știi, totul artificial acolo făcut, cum adună și norii să plouă din când în când, să, mă rog. Era pe la marginea Dubaiului, pe acolo, domnule, cerșetori, era o mizerie pe jos, o mizerie de zicei că nu știu ce mahalal este, i-a arătat strălucirea, știi cum e diavolul ăsta care spune reflectorul pe ochi să nu mai vezi. Și să-ți ofere, să ți se pare strălucitor, știi, cât îți prind, e, cât te face să vezi așa ceva. În Eclesiastul 2:4 spune că și Solomon a fost pe la târgul ăla să vadă cum este. O grămadă, ci că i-a vândut o grămadă de lucruri și lui, că a dat, a cheltuit viața pe ele. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vin, mi-am făcut grădini și livezi de pomi.
mi-am făcut iazuri, am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogățica de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea, plăcerea fiilor oamenilor, mulțime de femei. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem, cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate e numai deșertăciune și goană după vânt. Și că nu e nimic trainic sub soare. Versetul 17. Atunci am urât viața, că nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul, adică, cum a trecut el de la plăcerea aia de a aduna, de a strânge, de a face, de a realiza, la ură? Vă dați seama, saltul de la plăcere să adun, să faci, la ură, urând viața, că nu ți-a plăcut. Ce nu ți-a plăcut? Când în sfârșit ai văzut că nu luase nimic, știi? Că adunase-i ce? Inutilități, gol. Asta era deșertul, fără conținut, fără valoare, fără importanță. Bă, și te-ai chinuit și te-ai luptat și descoperi într-un târziu că ai fost de fapt înșelat și că ai cumpărat, pentru că ai dat ceva, ai dat toată zeama, toată viața ta ai pus-o în slujba aia și ce ți-a dat diavolul? Nimic. Nu ți-a dat nimic, dar l-ai cumpărat. Știi, și te trezești că nici aia, nici aia, nici aia. Mi-a murit până și toată munca pe care am făcut-o sub soare. A urât că am muncit atât de mult. De ce? Că zice, o las omului care vine după mine și ăla nu se știe dacă nu e un nebun care face praf. Și nebun a fost. Apropo, deci chiar așa s-a adeverit profeția lui. Nebun a fost ăla după el și toată munca lui adunată grijă s-a rupt împărăția în două, s-a făcut, nu? Și spunea Dumnezeu, și el adunase cu înțelepciune, cu muncă, cu o agonisise cu trudă. Și aceasta e o deșertăciune, pentru că n-a putut să o lasă sau să dea pe mâini sigure. Că nu avea cum să facă lucrul acesta. Ieremia 51 cu 58, așa vorbește Domnul Știrilor, zidurile cele largi ale Babilonului, știți, s-au trudit să facă și au zis oamenii, minunea lumii, au muncit, nici nu știu câți oameni, nu știu nici în cât timp s-a făcut cetatea aceea, că aveau zidurile atât de late, încât se circula cu doi cai cu trăsura pe sus pe ziduri. Nu era un ziduleț, era vorba de metri lărgime și la urmă era apă și era iarăși un rând de ziduri. Și ce era pe acolo? Muncă, Doamne! Și te gândeai că aia urmează să doarmă șacalinia. Știi că spune prin profetul Ieremia că o să fie bufnițele pe acolo. Și spune Ieremia 51 cu 58, zidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate, porțile lui cele înalte vor fi arse cu foc, astfel popoarele muncesc degeaba și neamurile se trubesc pentru foc. Deci era deșertăciune, munceau în prostie să facă ceva care urma să fie de ars și dărâmat. Iov, înțelegând lucrul acesta, când s-au dus lucrurile, a spus, gol am venit, gol am să mă duc. Dar noi uităm lucrul acesta. Deci gol vii și gol te întorci. Dacă totul e deșertăciune, inutil și fără sens, de ce ne-am consumat? De ce ne-am consumat să obținem așa ceva? Pentru că nu credem că e așa. Încă credem pe diavol și nu credem pe Dumnezeu. Pentru că suntem înșelați. Adevărat că există lucruri valoroase, alte lucruri valoroase care pot să fie obținute în puținele clipe de viață. Neprihănirea, un caracter desăvârșit, pașaportul nostru pentru viața veșnică, așa ceva are sens, știi, să trăiești de lux pentru așa ceva. Restul este nonsens, e lipsit de valoare, lipsit de importanță. Pavel reia subiectul Solomon din altă perspectivă, îl continue, de fapt. 1 Timotei 6 cu 7 și începe de unde noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. E o altă versiune, gol am venit, gol plec, da? N-am adus nimic, nici nu poți să iei nimic. Dacă avem deci nu vii cu nimic și nu pleci cu nimic, atunci care este, ce-i zbaterea? Ce e ca și când ai putea să păstrezi foarte mult timp, ai avea foarte multă vreme să la dispoziție, ceea ce nu e adevărat. Dacă avem deci cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.
Cei ce vor să se îmbogățească, adică să strângă mai mult, dimpotrivă cad în ispită, în laț, în pofte vătămătoare, căci iubirea de bani, rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință, s-au străpuns cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. De ce lucruri? Deșertăciunile. Și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea, luptă-te lupta cea bună, apucă viața veșnică la care ai fost chemat, e de apucat, știi de ce? Că trecem repede, respirăm puțin și a apucat ceva e când, știi, se duce repede, trebuie să pui mâna repede pe ea, iar diavolul zice, ai să-ți dau deste, știi, niște lucruri care mai târziu ce faci, le urăști, știi, când descoperi că ai fost mințit și înșelat, că ai cumpărat fără sens, inutilități, goriciuni, fără conținut. Deci nu ți-a dat nimic, propriu zis, dar te-ai cheltuit. Și n-ai avut timp să apuci neprihănirea, n-ai avut timp să, exact cum îți spunea, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, caracter frumos. Pune mâna pe veșnicie. Dar capătă sens câteva clipe, dacă poți în cele câteva clipe, să ai un caracter nobil care e pașaportul pentru cer, pentru veșnicie. Dar fără așa ceva, că ai strâns nu știu cât, îți vine să nebunești, sigur că urăși la sfârșitul vieții, că nu e nimic și rămâne nimic și se fac praf după tine. Apoi am mai văzut iarăși o deșertăciune, Eclesiastul 4:4. Am mai văzut, adică asta erau realități observate în experiența lui, că orice muncă, mi s-a părut că generalizează prea mult, că orice muncă și orice iscusință, adică abilitate, la lucru își are temeiul, baza, rădăcina. Numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și o goană după vânt. Hai să vedeți cum traduc alte traducere, noua traducere, noua versiune internațională și am văzut că toată truda și toate realizările izvoresc din invidia unei persoane față de alta. Nici și acest lucru e lipsit de sens, o goană după vânt. Deci asta n-are niciun sens, nicio noimă, că dacă unul fuge după vânt, să fugi și tu tot așa, să-l și invidiezi. Știi, vezi că, dar noi nu vedem așa, dacă am vedea clar, am vedea, ar fi o tragicomedie. Ăla fuge după vânt și ție, ce să prindă dacă fuge după vânt? Nu prinde nimic și îl invidiez. Dacă aș fugi și eu după vânt și mai tare și aș aduna mai mult vânt și încep să muncești și mai mult, îți dezvolți abilități, devii bun, te lupți să prinzi tu vântul invidindu-l pe celălalt care nici el n-a prins vântul. Și dacă ai stai, e un fel de așa, pe de o parte îți vine să râzi, știi? Pe de altă parte când te gândești cât de dramatică este înșelăciunea omului, îi plângi pe oameni. În New Living, traducerea vie, New Living Translation, apoi am observat că majoritatea oamenilor sunt motivați să aibă succes pentru că își invidiază vecinii. Dar și acest lucru e lipsit de sens, ca și cum ai alergat după vânt. New American Standard Bible, am văzut că fiecare muncă și fiecare abilitate care se face e rezultatul rivalității dintr-o persoană și aproapele său și aceasta este o deșertăciune și luptă după vânt. N-ai pe cine invidia, omule. Ce-a strâns? N-a strâns nimic. L-a păcălit diavolul. Un pic, pe ăla mai mult, pe ăla și mai mult, pe ăla invidiez. Că ce s-a dus acasă cu nimicurile și cheltuiesc viața pentru nimic, pentru lucruri care mai târziu le urăsc, le detestă, își detestă până și munca. Când înțeleg că n-au făcut ce trebuia să facă. Să invidiez pe cineva, să rivalizez cu cineva, să ai că și ăla are. Îi auzi de la aia mișcă, ai că și ăla și-a cumpărat. Și ăla invidiază. Și ăla-i motivat tot așa, mamă, să înveți mult ca să câștigi bani. Adică, ce să alergi după vânt, îl învață mama, tata, cum să alerge mai repede după ce? Inutilități și nimicuri. Pentru că viața nu are sens pe pământul acesta. Îți dai suflarea. Te cheltuiești pentru nimic, nu e nimic de aici. Eclesiastul 4:7. Am mai văzut o altă deșertăciune, inutilitate, lipsă de sens, lipsă de valoare. Am mai văzut și un alt lucru lipsit de valoare. Un om singur, singurel, nu are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochi nu îi se mai satură de bogății. Subliniez, nu se satură. Și nu se gândește, sigur că întotdeauna e o problemă aici, da?
E o problemă și că nu vezi lucrurile cum sunt, e o problemă că n-ai timp nici măcar să meditezi, să gândești, să întărești. Pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta e o deșertăciune și un lucru rău. Muncă de pomană. Eclesiastul 5:10, cine iubește argintul nu se satură niciodată din argint. Ochii nu se satură de bogății, spunea pasajul. Nu se satură niciodată din argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta e o deșertăciune. Nu se satură niciodată. Este nonsensul de a face ceva care nu te satisface niciodată. Dar nu te gândești, bă, ce fac, mă, sunt lipsit de minte. Fac lucruri care niciodată nu ajung să mă facă cu adevărat fericit, să mă împlinească. Le fac la infinit și nu pot la infinit, că mi se duce suflarea, da? Și nu stă niciodată în cumpănă să se întrebe de ce fac lucruri care nu mă satisfac, care te lasă gol. Exact asta era întrebarea Domnului, de ce plătești pentru ceva care nu te satură? Nu satisface omul. Pentru că nimic din lucrurile acestea n-au sens și nu vor satisface vreodată căutările adânci ale omului. În Eclesiastul 6:9, o altă inutilitate, deșertăciune. Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare pentru pofte neîmplinite. Și aceasta e o deșertăciune și o goană după vânt. În New Living Translation, bucurați-vă de ce aveți mai degrabă decât să vă doriți ceea ce nu aveți. Doar să visezi lucruri frumoase lipsit de sens, ca și cum ai alergat după vânt. Știți, ați văzut că nu ne putem bucura. Nebunul ăla din bogatul, nu nebun, dar era și, dacă zic și una și alta, nu greșesc, pentru că așa l-a declarat Dumnezeu, da? Știi că el zicea că o să se bucure și o să stea liniștit. Nu acum, nu de ce avea. Era când o să-și le facă pe alea mai mari, întâi trebuia să le dărâme pe ăștia. Știți, i-a roduit foarte mult pământul. El avea deja destul de mult, dar nu se putea bucura pentru că urma să se bucure undeva în viitor. Sigur, n-a mai apucat. Este ideea că nu te poți bucura acum. Înțelegi? Niciodată. Și asta este tot o nebunie, o deșertăciune, o inutilitate. Dacă nu te poți bucura acum, fiecare zi în care nu te-ai bucurat, o să vedeți că singurul lucru care este în lumea asta și îl poți lua, vorbesc de lumea asta, este să ai capacitatea să te bucuri. Atâta tot. Dacă reușești să te bucuri de un lucru care l-ai, ce-l vezi, mă rog, că oricum să-l deții, nu-l poți deține, nu să-l ai în infinit, nu-l ai la infinit, este doar să ai încărcătura de viață bucuroasă. Nu se pot bucura nici de ce au. Înțelegeți? Mai trebuie să faci, știi, când ne bucurăm, când le punem pe toate la punct. Dacă un om niciodată nu poate să le pună pe toate la punct, că mai apar alte lucruri și mai e și invidia. Știți, că ai văzut, își face casa frumoasă și la urmă vede o altă gresie. Știi? Și altă marmură, și altă asta. Și nu mai poate să bucure. Trebuie să apucă cu picamul, să scoată gresia, să pună alta. Și la urmă, gata, când să se bucure, mobila e deja depășită de asta veche și vede la ruda cu tare care, bă, tu asta ai, asta e veche, nu mai este. Haina nu mai e bună pe tine, că nu se mai poartă așa, e deja în altfel. E moda și ai rămas în urmă. Omul niciodată nu se poate bucura actual. De ce? Pentru că totul e o deșertăciune. Totul e făcut să fie o minciună. E un nonsens. Dacă totul e gol și inutil și deșert, atunci singurul lucru bun pe care îl faci este să știi să te bucuri aici. Vorbesc de ce aici, nu vorbesc de dincolo. Nu vorbesc de sensul pe care îl dă Dumnezeu prin veșnicie. Prin faptul că putem să fim, m-am dus să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Să fiți cu mine pentru eternitate. Vorbesc doar de ce e de aici. Solomon, dacă îi citești cartea, singurul lucru care îl spunea că poți să-l facă oamenii e să se bucure. Ați văzut, majoritatea nu ne bucurăm nici de ce avem, nici de niciun lucru. Urmează pe viitor să ne bucurăm, adică când ne dăm suflarea. Eclesiastul 9:9, gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte. Observați, existența ta fără sens. Deșart este și fără sens în alte traduceri sau inutile sau lipsit de valoare. În vremea asta deșartă, în puținul timp care aia, bucură-te. Căci aceasta ți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești, dar dacă ți-ai și partea asta,
În International Version, bucură-te de viață cu soția ta pe care o iubești în toate zilele acestei vieți fără sens, pe care Dumnezeu ți-a dat-o sub soare, toate zilele tale fără sens. Deci ce spunea, bucură-te de viață, King James, trăiește cu bucurie cu nevasta pe care o iubești în toate zilele deșertăciunii tale, căci aceasta e partea ta în această viață și munca pe care o iei sub soare. Deci nu e nimic, e clar, nu e un ac gol. Gol ai venit, gol te duci. Singurul lucru care poate din lumea asta să-l iei este dacă reușești să te bucuri. Și cu majoritatea dintre noi nu știm să ne bucurăm și cu majoritatea nu știm să apreciem, nici nu ne bucurăm. Restul oricum nu luăm că sunt nimicuri, sunt fără valoare și nici nu se ia de aici. Așa spune pe parcursul întregii cărți, Eclesiastul 11, deci dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia, să se gândească că multe zile vor fi în întuneric. Tot ce va veni e deșertăciune, bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Mă uit și la tineri, vei, nu mai au bucurie, mă, nu au entuziasm. Și copiii sunt posaci când te uiți la ei, niște fețe lungi așa. Dom'le, i-au luat tristețea de acum, înțelegi? De acum sunt prinși de... Adică oricum restul nu contează, restul e lipsit de sens în lumea asta. Când vezi prea mult, că vrei să ai un titlu, uite a venit, nu, pandemia. Aia cu școală multă, cercetători și astea, că și-au spus doar părerea, n-a contat. Nu? N-a contat, au ajuns. Dați afară. Și așa mai departe. Deci restul nu e nimic, nu, slava lumii nu ține. E deșartă slava lumii. Viața nu e în sine însuși, n-ai mai mult decât o suflare. Ceea ce strângi, ceea ce adun, că petreceri, că bani, că posesiuni, toate, după tine vine nebunul sau până să vină nebunul, ți se ia mâini răpitoare, îți ia totul. Așa că nimic nu are vreun sens să zici că muncești cu un sens sau trudești sau apuci plăcerile, că și râsul e tot o nebunie, știi, râsul ăla... Râsul ăla infuzat, râsul ăla care este mai degrabă fabricat de plăceri, de extaz, de stimulare. Gonește orice necaz din inima ta, depărtează răul din trupul tău, că știi, tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Bucură-te, dar bucură-te în așa fel încât să nu fii judecat de ceea ce te bucuri. Bucură-te într-un sens real, cu o bucurie autentică. Eclesiastul 2:1, am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie, gustă fericirea. Dar iată că și aceasta e o deșertăciune. Am zis versului, este o nebunie și veselie. Ce te înșel degeaba? New Living Translation, așa că am spus, râsul e o prostie, la ce bun să căutăm plăcerea? Adică cu ce te ajută? New American Standard Bible. Am zis despre râs, e lipsit de sens și despre plăcere. Ce realizează asta? Brenton Septuaginta Translation. Am spus râzând nebunie și veselie. De ce faci asta? În Proverbe 14:13, de multe ori chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cât sunt petrecăresc pe acolo care sunt nefericiți în adâncul sufletului lor. Nu-i de vorba de asta. În viața asta să te bucuri autentic. E singurul lucru care poți să-l iei, care e partea ta, care ți-ai putea o lua. Restul e târgul cu deșertăciuni. Inclusiv, nu, noi înșine suntem o deșertăciune. Noi înșine suntem viața noastră deșartă sau lipsită de sens. Dacă omul în sine este doar o respirație, un nimic, mai e încă o deșertăciune. Cum poți aștepta ajutor de la om? Gândiți-vă cum ar putea să vină un ajutor real de la un om, de la cineva care existența lui e deșertăciune, e goală, lipsită de sens și fără valoare. Isaia 40:17, toate neamurile sunt ca un nimic înaintea lui. Nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Știți cum spun alte traduceri? În ochii lui Dumnezeu ele contează mai puțin decât nimic, doar goliciune și spumă. Ele sunt socotite de el ca fiind inexistente. Inexistente și lipsite de formă. O să cerem ajutor. Fie știți la ce e bun în versetul ăsta, are mulțime de pasajul biblic, are mulțime de întrebuințări, aplicații. Pe de o parte frica.
frica de oameni, frica de cine. Când națiunile, când le privește Dumnezeu, cum le privește? Dacă le-am privit și noi cum, cu ochii lui, știți? Mai puțin decât nimic, doar goliciune și spumă. Spuma, știi că face spuma, dar știți ce e spuma? Ați dat vreodată la blender ceva spumos și după aia mai așteptați că crește în volum, ți se bar. După aceea, ce e spuma? Nu-i nimic, s-a dus înapoi, da? Aia, asta vrea să spună. Ele sunt socotite ca fiind inexistente și complete lipsite de formă. Ele sunt considerate ca nimicuri goale. Nu știu ce formulare e asta într-o anumită traducere, nimicuri goale. Păi nimic, e nimic. Nimic gol este cumva atât de multă întărită ideea că neamurile, națiunile, toți oamenii sunt nimic gol, inexistent. Sunt socotite de el ca fiind mai puțin decât nimic și vanitate. Adică plin de mândrie, dar sunt mai puțin decât nimic. Nu știu ce înseamnă mai puțin decât nimic. Dumneavoastră știți? Mai puțin decât nimic, mai puțin decât zero. Cât este? Minus sau nu știu ce să zic. Și apoi ne spune în Isaia 37 că ajutorul Egiptului nu este decât deșertăciune și nimic. Al cărui ajutor e zadarnic și gol. Lipsit de valoare și gol. Complet inutil, alte traduceri. Ajutorul Egiptului. Și stăm și ne holbăm la oameni, să ne ajute oamenii. Nu înțelegi că singurul ajutor care poate veni cu adevărat, există ajutor puternic, dar nu vine prin oameni. Chiar dacă vine să te ajute Dumnezeu printr-un om, în realitate El te ajută pentru că altfel nu poate să te ajute nimicul. În Psalmul 121:2, ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Întotdeauna ați văzut de ce e Dumnezeu adevărat, că a făcut cerurile și pământul. De ce te ajută? Că a făcut cerurile și pământul, că e real și plin de putere. De acolo derivă și realitatea ajutorului. Avem o mare nevoie, prieten, și mă refer numai la tine, om din lume care poate asculți de la distanță, inclusiv frați și surori. Această nevoie este exprimată foarte clar în 1 Petru 1:18, că știți că nu cu lucruri pieritoare ați fost, cu argint sau aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Avem nevoie să fim răscumpărați, să fim scăpați de viața deșartă. Iată cum spun alte traduceri, răscumpărați din modul gol de viață pe care v-a fost transmis de la strămoșii voștri. A vă salvat de viața goală pe care ați moștenit-o de la strămoșii voștri, altă traducere. Răscumpărați din lucrările voastre fără valoare pe care l-ați primit. Stilul gol, viața goală, viața fără sens. Din asta trebuie să, nu trebuie promovată, din asta trebuie să fim scăpați, suntem răscumpărați și ni se dă un sens. Că altfel totul e lipsit de sens, totul e deșert, e gol, e o înșelăciune, atâta tot. Diavolul nu vinde nimic, diavolul îți ia doar. Nu a dat nimănui ceva bun și ceva real și ceva folositor și ceva trainic pentru că nu are. El însuși nu mai are nimic decât minciună și înșelăciune. Atâta tot. De aceea suntem chemați să ne lăsăm scoși, eliberați, salvați din viața goale și fără sens. Pentru asta, înainte de toate, îl vom lăsa pe Dumnezeu să ne deschidă ochii și să vedem inutilitatea vieții în această lume. Să vedem goliciunea ei, pentru că atunci nu o să mai salivăm, nu o să mai ții copilul, nu te duce, nu fă nu știu ce. Că îl va vedea unde să se ducă. Exact cum le-a spus ucenicilor, voi nu vă duceți, să mai duceți-vă în lume, ce-ți oferă? Nu-ți ia totul, nu-ți dă nimic. La un moment dat o să urăști ce ți-a făcut lumea, o să urăști alegerile pe care le lua, pentru că n-a fost decât o viață goală, inutilă, n-ai avut nimic real, ți s-a luat totul. Trebuie în primul rând să ne salveze din modul gol de viață și de gândire pe care l-am moștenit. Când mă aud așa din mod strămoș, ce din mod strămoș? Că la târgul ăsta sunt de mii de ani înscriși acolo și niciunul nu se trezește. Moștenim ce moștenim? Goliciunea. Dumnezeu nu doar ne salvează de goliciune, inutilitate, deșertăciune, lipsă de sens și valoare, ci dă un sens măreț vieții noastre. O umple cu ceea ce este cu adevărat valoros. La întrebarea Isaia 55:2, de ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură?
Ascultați-mă deci și veți mânca ce-i bun. Și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. În cazul în care îl ascultăm pe Dumnezeu, viața noastră capătă cu adevărat sens. Altfel nu are nimic sens pe pământul acesta. Nu există niciun sens pentru tot ce se face în lumea asta. Matei 13:45, există ceva valoros în împărăția cerurilor. Se seamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoasă. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Nu-i ca și cu Solomon, care a urât toate lucrurile care mi-am făcut, am luat, am cumpărat, am avut, Și am văzut că în toate era numai goliciune. Era o chestie fără niciun sens, fără nicio valoare. E cu adevărat un mărgăritar de mare preț cu care merită să-ți umpli viața, împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, care se dăruiește și ne dă sens, căpătăm, ne descoperă Evanghelia, care descoperă perspectiva veșniciei, a imortalității, a neputrezirii, a unei vieți cu adevărat frumoasă și veri, de-aia a pus în noi, în nimicurile astea, în țărâna asta, a pus gândul veșniciei, pentru că restul aici e inutil. Vorba lui Pavel, dacă ai cu ce să pui pe tine, să bagi în gură, e suficient, restul cine se duce mai departe, e doar că e înșelat, nu vede. E sigur, nu-i de invidiat, n-ai cum să-l invidieze, de compătimit, pentru că își cheltuie viața, puținele suflări care le are. Tu apucă viața veșnică, tu aleargă după neprihănire, aleargă după un caracter frumos, aleargă după, că de-aia îți deschide Dumnezeu ochii, dar fără deschiderea ochilor, o să fim încolonați la târgul deșertăciunilor, cum sunt majoritatea oamenilor, cum sunt majoritatea bisericilor, a creștinilor, și ei sunt acolo, dau năvala. Nu în împărăția lui Dumnezeu, dar undeva în partea cealaltă. Pentru că suntem înșelați, pentru că avem o minte deșartă. Numai Dumnezeu ne poate lumina și trezi și sper că această temă să ne ajute să vedem în altfel viața și lumea în care trăim. Dumnezeu să ne binecuvinteze și mulțumim. Amin.